Bună tuturor, eu sunt Nou Cătălin 3 și astăzi se nici Gumball Barbecue. A trecut ceva vreme, haideți să intrăm în direct. Mă scuzați dacă se aude un zgomot pe fotare, calculatorul meu, nu-i cel mai silențios sau cel mai bun. N-am ce să fac în privința asta. Și, cum vedeți, am mai jucat puțin off-camera, puțin foarte mult de fapt. Și am la activ 3 inamici și am făcut level la crew, am făcut upgrade-urile la avion, evident, ceva ce... nu, aircraft, așa. Și să vă fac o scurtă prezentare. Turete, wow. Bine, stați un pic. Așa. Nu știu dacă va apare și voi aici, cred că nu. Turetele mai bune, motoarele mult mai bune, rachete, nu cred că un bombardier din al doilea război mondial ar trebui să aibă rachete, atașate, dar asta e altă poveste. Ce am mai făcut? Să-ți zic. În afară de TM6-a, nimic foarte important, blindaj, logic. Și vom face o misiune principală. Critical mission, medium risk. Da. Chiar și cu toate upgrade-urile care le-am, care o să le vedeți în parcursul acestei misiuni, tot e medium risk. Am un presentiment rău. Deci am efectiv un presentiment rău. Da, aceste fire missile sunt rachetele, am două. Dar sunt foarte, dar incredibil de OP. Gândiți-vă că dacă trag una, pot să dobor un enemy cu o lovitură. Și nu sunt, se duc direct și gata, nu se iau după țintă, mă rog, țintă cea mai apropiată. Țintă identificate, adică dacă nu folosiți radarul să relocalizați, nu se duce. Cel puțin nu cred, n-am încercat și nici nu vreau să risc, adică la cât de OP sunt rachetele, nu vreau să le pierd, nu vreau să reirosesc în bar. Da. Da. Ce să zic, să vă mai prezint skill-urile. Au total, cred că e evident ce face, radar fără, nu prea știu exact ce parte face, dar bine. Focus, evident, defense, ați văzut în episoade anterioare. Acum e partea. Incendiarii, gloanțe infinite pentru un anumit timp și gloanțe care sunt de foc, adică care provoacă mai multe daune, dacă pot zice așa. Și AP ammo, nu sunt sigur, sunt niște gloanțe arbastre, nu știu exact ce efect ar putea avea. Ar trebui să am ceva skill-uri la asta, dar nu prea sunt sigur cum ar trebui să le folosesc. Boost-en, ca de obicei. Merge drive în caz de urgență. Nu știu în ce condiție aș putea folosi, dar bine. Pro-screw, astea fac diverse mișcări dubioase. Da,
Exact, friul să nu fie lovit. Când sunt atacat. Nu sunt sigur ce face. Ai. N-are rost să folosesc abilități pentru 3 avioane. Nici măcar nu se aproape încât să poată trage. Bine, ne apropiem. Trebuie să îmbunătățesc neapărat tureta avionului, mă rog, bombardierului. Wow, dar chiar merg departe. Cred că sunt undeva în Germania sau Franța. Nu știu. Mereu mi-a fost greu să rețin hărțile politice din al doilea război mondial. Tare prost. Aoleu, cred că ne îndreptă spre tare falsă. Cum ar trebui să îl opresc în primul rând, dar asta e altă poveste. Ai trage spre el.
Dar nu știu o întrebare. Cine a mai auzit de un bombardier care să oprească o rachetă lansată? Dar nu pe bune acum. M-am cum să opresc chestia aia. Sunt într-un nor, e bine. Hai, înălțimie unui prea mare. Nu, nu mă ridic. Da, mersi mult. Abia acum cel chiar nu mă deranja dacă mă pun... Nu! Am reușit la limită. Nu mă deranja dacă mă punea să le distrug pe toate. Adică, totuși, mai puține facilități dinamice care să producă arme, muniție, ce produc astea. Thank you.
Nu dau de inamici.
Can't jump day first that they die. Can't one day that they Vieni parte. Ce vrem ne mișcăm cam încet, aș folosi un boost. Dar nu știu ce să zic. Haideți că ne apropiem de spațiul aliat. Cred că am făcut o decizie proastă când am dat boost. Oh,
Dar repet, chiar au fost destul de puțini inamici pentru o misiune principală. Unde mereu apar când zic ca asta? Serios. Explodat fix de asta ca aripi. Sunt cei chiar mă surprinde că nu a provocat vreo taună. Ajunge combustibilul să aterizăm. Nu.
Și am aterizat cu succes, băieți și fete, am finalizat această misiune cu succes. Deși, repet, moftic pentru acel V2, că n-am reușit să-l oprim. Da? Ia. Operațiunea Hydra. Atât? Ah, ok. 6900. Mă așteptam la ceva mai mult. Adică cam atât fac pe o misiune din asta medium. S-a deblocat ceva. Am trecut de 10.000 reputație. Custom. Survivor. Yeah. Are o căscuță. E chiar not. Altceva? Ce pot spune? Văd că nu. Ceva în 1000 de lire. Cred că e. O mie 300. Dar nu așa chiar nimic. Ce nu... engine? De fapt, engine sunt motoarele. Nimic în prins. No. Nici secund. Încă... 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 Omni... zău. Încă... Da, nu mai am ce să fac, aparent. N-am destulă reputație pentru următoarea misiune. 10.000 reputație. Nu mă așteptam. Asta prima e pentru că am doborât Dynamic Ace și a doua e fiindcă am terminat această misiune. Păi, ce să vă mai zic? Cam atât pentru acest episod. Eu am fost locul din thread și zic pa pa, până data viitoare. Pa pa!